Bun, deci partea a doua de construire a structurii rutiere în subansamblu Composer. Deci la prima parte am rămas cu... de aici o eroare, între timp am rezolvat problema, dar n-am înregistrat, nu mai țin minte ce eroare era. Ideea e în felul următor, că pentru fiecare strat noi trebuie să facem un contur închis, ceea ce nu e chiar bine, da? Pentru că iarăși duplicăm linkurile, punctele, codurile, da? Dar oricum, în momentul în care noi nu folosim un strat, el nu apare, da? Deci, practic, vine cu zero. Asta odată. Într-al doilea rând, vreau să îl mai desfășor, da? De exemplu, aici, unde avem noi straturile de asfalt cu pantă de 1%, 1 la 1. Vreau ca straturile 2 și 3 să le pot deplasa un pic, da? Să-i fac o banchetă de asfalt de 5-10 cm, da? Posibilitatea asta o am doar dacă îl fac conturul închis pentru fiecare strat, da? Bun, asta odată și între doilea rând trebuie să mă mai gândesc cum pot să fac în așa fel încât toate straturile la un moment dat să le pot tăia de aici, da? Adică tot cumva dintr-o funcție de aici să le pot tăia în cazul în care întâlnesc o intersecție, da? În cazul în care am o intersecție, aici trebuie să fie drept, da? Adică aici trebuie să fie 0 și gata. Deci 0 trebuie să fie aici, da? Deci drept, pentru că vine aici intersecția. Nu mai am acostament, șans sau altceva, da? Deci e drept. Și opțiunea asta, da, pot să o fac de aici, dar eu mă gândesc, adică îi dau 0 la taluz asfalt și asta este. Aplic ca și al doilea tip în coridor, ca și regiune, da? Deci în intersecție îi dau alt subansamblu. Eu vreau să folosesc același subansamblu, dar condiționat. De exemplu, dacă pe partea dreaptă întâlnește o anumită polilinie, zic, da? Atunci taiem asfaltul drept, da? Deci la asta trebuie să mă mai gândesc, încă nu m-am gândit cum pot să fac, dar trebuie să mă gândesc. Bun, deci hai să revenim. Deci în acest video, acum, o să încercăm să facem banchete pentru asfalt și dacă reușim, facem celelalte straturi. Pentru asta trebuie să mergem în strat 2, da? Deci la primul nu este cazul să facem o banchetă pentru că asta este marginea drumului, da? Deci dacă vrem să-i facem banchetă, putem să pur și simplu mărim lățimea drumului, lățime 1, da? Și atunci o să mergem la stratul 2. E, și organizarea asta e foarte bună prin flowchart, da? Deci acum este mult mai ușor să intervii, să faci modificări la un strat, da? Dacă eu făceam cum am aici, nu așa că îl pierd pe ăsta. Dacă eu mă organizam în felul următor, cum am început aici la SRN 002, da? Aici am totul într-un singur, cum ar veni flowchart de ăsta, da? Totul într-un singur rând, unul după un link după altul, da? Deci nu mai înțelegi nimic aici. Și la un moment dat vrei să vii să te întorci, cum probabil am vrut să mă întorc cu punctul ăsta, da? E foarte greu. Dar metoda asta de organizare este mult mai bună, da? Deci blocuri. Deci dacă avem, putem să ne organizăm după shape-uri, da? Deci după suprafețe de, după structuri rutiere. Strat 1, strat 2, strat 3. Bordura separat, rigola separat. Bă, da bine, astea mai bine le faci în subansambluri separate, adică nu le combini pe toate aici. De fapt, poți să le combini. Dar iarăși, la un proiect ai borduri, la alt proiect nu ai. Da, deci. Și atunci mai bine deja în civil, cred eu, că de completat aici, să
Încercăm să băgăm toate straturile. De fapt, pe parcurs o să vedem dacă o să fie cazul, putem să facem un lucru de ăsta mai complex. Deci, din experiență, o să ne dăm seama ce e mai bine și ce nu. Bun, deci deschidem stratul 2. Da? Deci suntem la stratul 2, în care avem pe 5. Și la stratul 2 noi nu avem un contur închis, da? Pentru că pe 5 este punctul ăsta și pleacă din pe 3. Dar pe 3 este punctul ce aparține de stratul 1, da? Și noi am zis că trebuie să facem un contur închis. Și la P4, da? Deci noi avem P4. P4 noi trebuie să-l extindem, dar dacă ne ducem în stratul 1, P4 este de la stratul 1, deci nu-l putem extinde, da? Deci aici nouă ne trebuie un punct și aici probabil ne trebuie un punct, ca să nu-l folosim pe P3. P3 tot este punctul de aici, de la stratul 1. Ok, deci mergem la strat 2. Aici inserăm în față un punct și punctul ăsta îi zicem că este egal cu delta X în delta Y din origine și pleacă în jos cu minus G1, adică minus G1 însemnând grosimea stratului 1, da? Deci a plecat aici. Bun, a plecat. E ok. Deci în momentul în care noi mărim grosimea la stratul 1, respectiv se duce și asta mai jos, da? Deci până aici e totul ok. Asta este pe 11. Bun, și ca să facem o mică diferență, ca să vedem dacă se face bine stratul, o să-i mai scădem aici minus 0,1. 0,01. Da? Pe urmă, valoarea asta o tăiem de aici, dar deocamdată o lăsăm așa ca să ne ajute. Da? Și ne mai trebuie un punct în partea asta, dar punctul de aici nou ne trebuie să îl putem deplasa pe X la o valoare anume. Și valoarea asta o să o definim aici ca și parametru banchetă asfalt, da? Și zicem 0,1 și aici scriem banchetă asfalt. Denumirile astea care le dau eu aici nu știu cât sunt de corecte. Dacă aveți alte idei, vă rog să le lăsați în comentarii, da? Și pe parcurs o să le modific, da? Deocamdată bag ce îmi trece prin cap. Bun. Deci punctul P4, da, este de la stratul 1, dar noi trebuie să adăugăm un punct, punctul nostru, și o să-l adaug acum, aici. Și punctul ăsta trebuie să fie pe Y minus G, dar pe delta X să fie ceva de genul P4. Să mă leg de P4? Nu pot să mă leg de P4, că e din altă... Pot să mă leg de pe 4, că ăsta oricum rămâne de fiecare dată. Da, pot să mă leg de pe 4. Și să-i adaug... Nici măcar grosimea n-ar trebui să-i dau. Deci pot să mă leg de pe 4. Deocamdată mă leg de pe 4 și pe urmă văd dacă e cazul să-l modific. Și la delta X îmi trebuie... Da, o să-l ducă drept. Mie trebuie să păstreze și panta. Atunci pe 4 slope în delta X. Da? Deci de pe 4 aici vine minus pant minus pant 1 pe 1. Da? Și da, la delta X vine cum ar veni asta care l-am creat acum. Banchet asfalt, BA. Ne sădim. Da, e bine și nu e bine. Aici la minus pe 1 trebuie să fie pe 1, fără minus. Da, e ok. Și să-i modific valoarea de 0,05.
să fie mai aproape. Da, eu zic că e bine. Da, după care P-ul ăsta e ok. Dar P11 ar fi punctul ăsta. Ar fi bine să încerc să-i bag aici un add link. Ah, s-a dus de acolo din pe din P4. Dar eu aș vrea să fie din. Da, atunci îl debifez. Eu aș vrea să fie din. Îi adaug link-ul eu. Îl adaug aici. Și link-ul respectiv să fie din P11 până în P12. Și la P12 pot să-i dau mai jos un pic? Nu pot să-i dau. Atunci las așa. Bun. Asta este linkul mai departe pe punctul ăsta, care este minus G2, care pleacă din P3, dar mie trebuie să plece din P11 până în minus G2, da? Deci din P11. Nu mai leg de P3. Îl las acolo pe 3. De fapt, puteam să mă leg și de pe 3. Că pe 3 oricum este de fiecare dată. Da, în fine, oricum, ideea cu blocurile astea, cu flowchart-ul, cu secvențele, noi putem oricând să intervenim, da? Și aici facem modificări pentru fiecare strat, pentru fiecare bloc. Deocamdată facem așa cum. Că poate pe viitor o să avem nevoie. E, și aici la P6. P6 trebuie să plece de la P12. Banc. A plecat de la P12 și îl 5 trebuie să se lege nu de pe 4. A, nu. Pe 5. Îl 5 e ăsta. Care se leagă de pe. Pe 5. Care pe 5? Trebuie să se lege de. Da, de pe 5. Da, e bine, pe 5 e de aici. Ok. Și până pe 6. Da, e bine. Următorul, ăsta, trebuie să se lege de pe 12. Îl mutăm pe 12. E bine. Merge în jos. S-a legat. Perfum. Și suprafața de asfalt o mai recreăm încă o dată. Cu ăsta. Ok. Bun. Și la pe 11 îi scoatem valoarea asta, da? Și acum, ca să verificăm dacă este funcțional S2, strat 2, la primul strat, pur și simplu îi dăm aici 0. Ceva nu e bine. 0.04. Deci, stratul 0 trebuie să dispară, stratul 1 trebuie să dispară, dar stratul 2 trebuie să rămână. 0. S-a dus și 1 și a doilea. 004. Bun. Hai să mai verificăm încă o dată pe 11. Îl avem. E acolo. Care pleacă de la origine minus G. Da. P12 pleacă de la P4. Am înțeles. Deci nu trebuie să plece de la P4. Asta trebuie să plece de la P2 pe 4. Slope and delta X. De ce trebuie să ajung pe 4? Ca să ajung eu în pe 4. Să plec din P2. Dar dacă îi dau la asta 0,
pe 2 este, rămâne. Hai să pun pe pauză un pic să mă gândesc. Sau să mă gândesc tare. Hai să încercăm. Da, deci eu trebuie să plec din pe 4. Pe 4 nu pot să-l folosesc și atunci trebuie să plec din pe 2. Pe 2 este egal cu delta x L1 plus BA din pe 2. Nu, din pe 1. Din origine. Panta e bine. Dar trebuie să fiu mai jos. Cu G. Bun, da, deci nu reușesc să-l fac stratul ăsta independent. I-am băgat toate valorile independente față de, să zic eu, de stratul 1, da? Dar dacă îl șterg sau modific grosimea la stratul 1 în 0, îl pierd, da? Deci nu știu ce aș putea să mai fac. Dar îl lăsăm așa și pe parcurs vedem, poate reușim noi să-l facem, să-l modificăm să fie funcțional, da? Deocamdată, hai să mergem să vedem cum adăugăm bancheta asta în caz că avem nevoie să o adăugăm. Din ce văd eu aici, punctul ăsta pe 11, pe 12, da? Deci este legat de slope în delta Y, adică P2, din P2 pleacă, da? Cu panta de asfalt și minus G1, da? Deci e legat de punctul P2, deci pe ăsta nu putem să-l mai deplasăm încolo. Pentru asta trebuie să inserăm încă un punct, da? Și pe ăsta deja să-l deplasăm de la punctul P12, slope în delta X, slope să fie TSA, talus strat asfalt, adică 2%, 2,5%. TSA minus TSA și pe delta X să fie BA. BA, bandă, banchetă asfalt, da? Minus TSA, cred. Nu, P1, taluz, pantă 1, P1. Pe 1 și fără minus. Da? Ăsta ar fi în continuare. Bun. Și să-i băgăm și un link. Așa. L6 deja nu mai trebuie să fie aici, dar îl mutăm la P13. Dar să vedem dacă nu o să mai fie P13 ce face. Dispare L6? L14 unde? A, L14, da, e ok. P5 e în capătul celălalt, nu ne interesează. P6 e aici. Da, ok, P6. Deci P6 de unde să-l facem? Să-l lăsăm aici și să mai facem un punct. Nu, hai să-l schimbăm din P13, ca să vedem ce o să zică din P13, da? Și link-ul ăsta, nu ăsta, ăsta, mutăm mai sus, link-ul ăsta îl unim cu P13, da? E bine așa,
Dar dacă mă duc eu aici și zic la bancheta asta de asfalt zero, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. 0,05. Se face bine, doar că trebuie să vedem, să verificăm și aici dacă nu dispare suprafața asta shape. Da? Deci aici dacă îi dau 0, n-a dispărut. E bine. Deci S2 este, e funcțional și dacă îi dau banchetă de 0,1, tot este S2. Și totul funcționează. Doar dacă mă duc să-i dau 0 la stratul ăsta, mi-a dispărut tot. Asta este. 004. Lăsăm așa. Bun, deci ăsta am zis banchetă 0. Hai să lăsăm 005. Bun. Acum hai să mergem la stratul 3 să încercăm să-i băgăm și acolo banchetă. Să vedem cum putem să facem acest lucru. În principiu P8 ar trebui să rămână. Da? Și mi-ar mai trebui aici încă un punct care să plece din P6. Dar P8 de unde pleacă? Din P2? Oho. Banchetă. Deci aici mi-ar trebui din P6 plus banchetă. Deci eu ar trebui să merg, da, am bancheta aici și pe urmă bancheta de aici deja să plece. Lățimea banchetei, nu de aici. Deci eu trebuie să plec din P6 plus banchetă. Asta ar însemna că eu trebuie să mai adaug aici încă un punct. Care punctul ăsta să plece din P6. Dacă pleacă din P6 și eu șterg ăsta, grosimea de la stratul 2, l-am pierdut. Mamă, jale. Și mi-a rămas pe 13, care aoleu. Complicat, complicat de tot. Mi-a rămas asta pe 13, deci pe 13 ăsta nu trebuie să-mi rămân aici. Pe 13 pleacă de la pe 12. Pe 12 pleacă de la pe 2. Deci în momentul în care eu i-am dat 0, trebuie să dispară. Deci trebuie făcut cumva cu decizie. Dacă grosime strat 2 este mai mare de 0, desenează în strat 2. Dacă nu, nu desena.
G2. Mai mare ca 0. G2-0, da? Și dacă e un 0-0-4, mi-a desenat-o. Și ideea e că nu-mi desenează nimic. Dacă nu, plec așa. Dacă e fals, îmi desenez a treia direct. Pe 14. Ah, nu ar de ce se lege pe 14. Pe 14 nu l-am creat încă, o ștergem. Asta e 0. Bang, și mi-a desenat asta. Interesant. Deci cu decizie, da? Deci dacă desenează stratul 2. Dacă nu, pe ăsta pot să și-l dau delete, cred că. Dacă nu, desenează în stratul 3. Azi, cred că să-mi bag o decizie. Pentru stratul 3. Ăsta-l dau înapoi. Ăsta-l dau mai jos. Și aici mai bag o decizie. Ăsta-i dau delete. Ăsta-i dau delete. Și la decizia asta îi zic. Deci pleacă din stratul 2. Și aici încerc să scriu dacă G3 este mai mare de 0. Să vedem ce zice. Deci G3, 0. G2, 0,06. A desenat-o. E funcțional, doar că aici m-am pierdut deja. Nu mai știu ce fac aici. Deci stratul 2 îl facem 0, da? Ca să nu ne încurce la stratul 3. De fapt nu ne încurcă, dar ne trebuie. Asta cu deciziile sunt bune pentru că mi elimină cu totul pe 13. Dacă îi dau 0. Dar ce fac mai departe? La stratul 3. Păi fac cum am făcut și la stratul 2. Din pe 8 plus păi da, pe 8 plus ce? Că la pe 8 eu trebuie să plec din pe 6. Dacă plec din pe 6, mă leg de stratul 2. Și dacă sunt legat de stratul 2, când stratul 2 va dispărea, îmi strică tot aici. Deci eu trebuie să plec din pe 8 plus banchetă, în cazul în care am stratul 2. Dacă nu am stratul 2, tot plus banchetă. Dar plus încă banchetă. Ca să plec aici. Da? Deci banchetă plus banchetă și în cazul în care n-am plus banchetă.
Da, deci, din păcate, nu-mi vine nicio idee în cap în momentul de față ca să pot rezolva atât de multe, bine, nu sunt multe, sunt câteva criterii, dar nu trece nimic prin cap, da, pentru că nu am cum să mă leg, nu am cum să definesc parametrii cu banchetă, plus banchetă, da, pentru că trebuie să mă leg de straturile anterioare. Ceea ce, dacă elimin stratul respectiv, nu mai face nimic, da? Deci, practic, nu pot să mă leg. Acuș. Și, în cazul ăsta, trebuie să mă gândesc ce și cum putem să facem, da? Deocamdată, atât.